pentru Albert și Adriana, noaptea în care s-au ales să doarmă împreună a fost presărată cu tachinări. Da, eu dorm aici și dorm acolo. Vrei să dormi acolo? Da. Da, cum vrei tu. Bine. Dacă ne lasă, da. O să dai mai încolo. Îți dai seama, nu? Da, nu e spațiu, dar e. De ce râzi? Eu oricum dorm cu plăcă. Nu. Stai un pic, ăla-i deranjă deja. De ce mă rog, Lumina, că mie chiar îmi este somn. E târziu pe... Mă. Ce, experiență unică, nu? Da. Dar aia este. Ne conformăm și dăm înainte. Nu? Da. 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 Doamne, deci n-am văzut fata mai timidă ca tine în viața mea. Timidă rău, nu? Pe bune, da. Dormi spate în spate. Mamă. Eu ți-am zis. Bă. Da, am dormit cum vrei tu. Ia, așa stă așa de spate. Păi nu pot să stau, îți dai seama că nu pot să stau, nu? Păi și? Ai, Doamne, mamă, la viață. Și cum dormi? Am și o întrebare. Spate în spate. Așa? Păi da, și... I-am dat și de pe lateral. Păi nu pot, că dacă mă întorc, care? Uite, care nu stai așa? Da, mă, dur tu așa pe partea și eu... Mamă, ce vin și eu simplu pe rând, doamne. Dar ia pe care. Păi dar nu ca pe unde să le mai bagi. Mă, iertați frumos ce mă. Chiar e frumos, vă mulțumim frumos, să le mai dați. E frumos că ești lângă mine? E frumos că... A, nu fii lângă mine. Nu? Poftim? Ce faci că mă auzi? Păi acum mi-a pus nici întrebare. Păi general, așa. Nu? Nu. Da, da, așa faci. O bună. Nu. O, da, nu ți se pare? Nu? Nu ți se pare? Ce? O faci așa? Nu. Eu dacă mă întrebări, îmi răspuns cu altă întrebare. Nu, nu e adevărat. Cum nu, dacă așa e? Îți răspund cum e. Dar mi-ai văzut că s-a dat și materialul. Filmarea, nu? Sau cum? Așa, zi. Și eu ți-am pus o întrebare și mi-ai răspuns cu altă întrebare și ți-am și zis. S-a dat azi. Și nu voie? Azi s-a dat. Păi nu zici că n-ai voie, te-am întrebat. Mă... Te duci la față de spuit și mă faci să te întrebă ce ajut pe de mai multe. Te ajut pe aia, bă, că te ascult. Și de câte ori mă sunt întrebat ce l-ai zis pe de mine? De câte ori pot? Mai întreabă și tu. Că tu nu zici niciodată nimic. Tăcută. Pe bun. Că te las pe tine. Să conduci o discuție momentan. Momentan. Adică mă lași cum îmi spun. Bine, m-am înțeles, trebuie să-mi spun. Mai zici și așa, înțeleg. Nu, înțeleg. Dar nu râși și nervant. Da? Serios. De ce? Pentru că întreb nu eu. Că văd că tu ai înțeles ceea ce vreau să zic. Și tot întreb, tot întreb. Adică? Păi da, mă, dar cum a fost, tu cred că te referi la... Da, știu la ce te referi. A, da, las cât mai departe, da, de da, scopul, da, da, care e scopul meu, dar mi-a ieșit în casa mireasa și mai tot întreba și ți-am dat răspuns. Păi da, dar vezi că după mai multe întrebări se schimba răspunsul tău. Adică se schimba, nu neapărat că se schimba. Mai adăugam câte ceva. Păi da, adică se schimba, nu era ceva. Nu se schimba, rămânea doar cu ceva adăugat. Da, ce pasiune tu, de curiositate. Da, că sunt curios așa, că văd că zice anumite lucruri și sunt curios de ce pasiune ai tu. Adică ce faci tu? Știi? Timpul liber? Nu, pasiune ta. N-am ce pasiune. Că poate din alea să... De acolo vine tot umorul ăsta. Bă, uite, ce-i drept îmi place să citesc. Citesc cărți de dezvoltare personală. Ascult. Asculti CD-uri de ala de dezvoltare personală. Hai, gata, vine, hai, că tu nu-ți gata, hai. Nu-ți mai zic nimic, uite că mereu mă întrerupi.
Așa, ești enervant, nu-ți mai zici nimic și mai zici ce nu-ți răspund la întrebări. Păi dacă mă întrerupi... Păi și ce treabă are? Păi cum ce treabă are? Nu mai să duc ceea ce am de zis până la capăt. Vino, zi-te un subiect care îți place. Despre ce îți place ție să vorbești? Ce-ți dorești pentru viitor? Mamă, asta e luată de la Antonia, de azi, de live, de zicea aia că... Nu, pentru viitor așa și sau de la persoana iubită. Ce-ți dorești de la partenera ta? De la partenera mea, ce-mi doresc de la partenera mea? De la viitor? Mi-am uite, ai început să râzi. Eu te-am întrebat să zici să-mi zici un subiect despre care tu ai vrea să vorbești. Nu. Tu iară, este rândul meu, întrebare. Nu! De-aia facem jumișoara. Ce te atrage la o femeie? Ah. Zic că sunt curioasă, acum serios. Păi de ce ești curioasă? Vrei să știi ce ai de făcut? Nu. Vreau să știu ce te atrage pe tine. O să fie feminin. Ok, doar atât? În primul rând. Și îți mai zic mai multe mai încolo. Ți-l-am lăsat doar pe ăsta. Bine, mă țin suspans. Da, vrei așa să-ți dau toate răspunsurile. Tu ai spus tot așa mai scurt. Bine. Un marci ăsta. Atunci continuăm jocul așa. Nu neapărat să continuăm jocul așa, dar și tu mi-ai răspuns tot așa. Adică, sau... Să-ți mai dau un de-asta, da, cum zici în general. Da, ți-am răspuns așa, pentru că și tu... Mă enervezi. Hai, bine zi. Ți-am răspuns da, așa știu. Pentru că de la bun început tu așa ai discutat cu mine. Îmi spuneai doar jumătăți de... din ceea ce voiai tu să zici și ai recunoaște că așa e. Când? Nu mă duc aminte. Îmi aduc aminte când am discutat prima dată și te întrebam... te-am întrebat-o de relații și ai spui cum? Dacă te-ai dat bun și știți pe mine și așa... Păi da, mă, dar nu ți-am zis și nu ți-am zis după, când am vorbit. După ce m-ai enervat, mi-ai zis. Păi ai venit și tu în momentul ăla când era, n-ai văzut ce era la noi în casă acolo, era... Și? N-ai văzut că era acasă. Și ce? Eu sunt de bine că am venit în momentul ăla și n-am mai tot eu sunt rău. Dar nu era amă, dar dacă tu ai zis... Dar ți-am răspuns odată la asta, că m-am gândit că dacă tu ai zis că te-ai uitat la ultimele două săptămâni... Da, Albert, așa e, am stat fix pentru tine să mă uit. Ai loc? Acum, da. Ce? Acum e bine. Sper să nu mă rindecă. S-a dus tot rău de pe tine. Păi stai liniștită. Așa mă... Doamne, mai că ador. De ce spui asta pe față? Că vreau să ador. De ce? Întreba. Mă pregătesc pentru dimineață, mă. Când se aprinde lumina. Pă bune, eu sunt mai sensibil la urmă. Da, așa. Serios. Da.
foarte deschis. Acum nu știu de ce are el rușine asta. Dar nu e vorba de rușine, nu mi-a venit atunci să răspund, pur și simplu. La nimic. Ei, da, trebuie să-ți vină. Da, asta zic păi, și eu. Dar și prima conversația noastră tot la fel a fost. Când ne-am întrebat de relații, ai că totuși... Ascult. Adim, știu. Nu știu. Nu știu, da, mă depășesc.